E ao meu alba! De Vladimir, m-a întrebat dacă vreau să țin și am spus pentru mine un privilegiu să vorbesc despre experiența mea pe care am avut-o în Coral Club. Vă interesează să aflați cum am ajuns în Coral Club? Vă spun pe scurt povestea mea. Am început, vă spun puțin, din cadranul banilor Robert Kiyosaki. Cred că toți ați auzit de Robert Kiyosaki, da? Nu vă spun despre statutul de angajat, că am fost doar 3 ani de zile. Nu îmi place să vorbesc ce am făcut. Asta a fost în regimul trecut, când era sistem. Am fost încadrat în banul liber profesionist. A fost agent de asigurări. Mi-a plăcut să fiu tot timpul campion. De multe ori am fost locul întâi pe țară, la vânzări. Dar am avut o experiență tristă când am avut un accident vascular cerebral și am fost în spital câteva luni de zile. Și în această perioadă n-am mai primit niciun ban. Când m-am întors, portofoliul meu nu mai exista. A fost repartizat, m-au crezut că eu nu o să mai pot face așa ceva. M-au văzut deja legumă, nu mai... Și atunci am intrat în panică foarte mare, m-am șocat. Am spus, am muncit atât, am avut niște realizări și nu mai este apreciată munca mea, sau nu am încredere în mine, poate vorbim. Și m-am gândit să fac o afacere clasică. Am făcut rost de 60.000 de euro, m-am împrumutat, mai bine zis, de 60.000 de echivalentul acum de euro, 60.000 de euro. Nu vă spun cum am pierdut acești bani, cred că nu vă interesează. Am pierdut toți banii și am rămas cu o datorie de 60.000 de euro. În acest context am cunoscut pe cineva care mi-a dat o carte a Robert Kiyosaki. Și când am citit cartea Robert Kiyosaki, Afaceri Interactive, am înțeles că eu nu aveam educație financiară, și când n-am făcut bine cu afaceri, nu se începe cu 60.000 de euro, trebuie să ai sume mai mari. Și el spune că a 10-a modalitate de a face bani este să îți creezi o rețea. El vorbește despre multilevel marketing, a 10-a modalitate. Dacă nu ai bani și vrei să fii milionar, creează o rețea. Așa am fost și am început să studiez mai multe firme de MLM. După ce am studiat vreo 3, într-o lună de zile m-am decis să lucrez cu o anumită companie care mi-a plăcut, am avut și acolo performanțe, în 6 luni am ajuns echivalent de cea de maestru, așa ca echivalent. Am ajuns la un oraș aproape de 30.000 de euro pe lună și într-o lună s-a întâmplat să fiu neatent la punctele personale și nu să fac, pentru o jumătate de euro, am pierdut un bonus de 4.000 de euro. Atât de mai trebuie, jumătate de euro să fac. A fost o neatenție, am făcut o ultimă. Nu știu ce să văd pe sebană. Mi-a scăpat, da, o mică neatenție. Deci jumătate de euro trebuia să mai fac comandă. Și am întrebat compania, a spus că nu se poate, sistemul nu permite. Și bonusul meu s-a dus mai sus. Eu nu m-am descurajat, am spus, eu sunt vinovat, eu trebuie să merg mai departe. Eu sunt problema, nu compania. Și am mers mai departe. Interesant este că, probabil că energia mea a scăzut foarte mult, încât peste un an m-am trezit că am ajuns oraș, deci scădea orașul de lună în lună. Adevărul este că nu aveam energia care aveam înainte. Și tot timpul spuneam, ceva nu e regulă cu mine, așa spuneam eu, nu e regulă ceva cu mine. Acum 7 ani de zile, am primit un telefon de la Sochelcă, Sotru Sochelcă, unde este aici? Și l-am refuzat, nu m-a interesat. Mi-a spus el de un concert, nici n-am vrut să mă văd cu el. Acum 5 ani, m-a sunat Vladimir, nici n-am vrut să mă văd cu el. L-am refuzat. Deci am fost contactat. Cred că m-a găsit într-o recomandare a ceva undeva și m-a sunat. Acum 3 ani de zile, o doamnă care era în echipa mea, în celălalt MLM, mi-a spus că ea a descoperit un concept de sănătate extraordinar. Ea era consumator și acum tot consumator este. Și mi-a spus că dacă tot vii la București, că veneam în fiecare zi de joi la București, în fiecare joi, și dacă vrei să vii să afli ceva nou, ceva extraordinar de interesant, un concept de sănătate extraordinar. Și eu i-am spus, poate o voi reuși să vin vreodată, dar nu promit 100%.
Și ea de luna ianuarie până luna mai, în fiecare joi m-a sunat. În fiecare joi. Ianuarie, februarie, s-o cotiză câte ori m-a sunat, da? Aproape de 20 de ori. Și îmi spunea, acum nu vii? Mi-am promis, dar data viitoare poate va reuși. Și pe data de 3 mai, m-am întâlnit cu ea, era tot joi, și eu când am văzut schimbarea ei fizică, era altă persoană, am rămas șocat și am spus, ce s-a întâmplat cu tine, Tirna? Ce-ai făcut? De-ai schimbat așa, arată așa de bine. Și ziceam, ce-o spus despre un concert de sănătate, iar tu nu vrei să vii, tot mereu la mâini. Astăzi vii cu mine. Și am fost la sediul cu un alt lucru. Acolo, într-adevăr, era Dima, nu era de maestru atunci, el a făcut prezentarea concertului. Vă spun sincer, am rămas uimit, impresionat, chiar m-a plăcut foarte mult. Eu aveam probleme în sănătate, care încă nu au rezolvat, aveam dureri de cap destul de des. Am zis, hai să încep și eu să consum apă de coral, microhidrină, am luat praf de dinți, combinația 7, cu asta am început eu. Am plecat acasă și după câteva zile am rămas uimit cum parcă mi se împezea capul ăsta, deci mi se desfunda capul, deci a fost ceva, zic, ce conțin produsele astea? Și am început să intru pe internet. Am văzut cu doamna Fedorenco, de vreo 3 ori am ascultat-o cu doamna Fedorenco. Aveam un seminar pentru traducerea în limba română. Și am luat și catalogul și am spus, oare chiar așa sunt produsele ce scrie aici în catalogul, combinația asta, concentrația asta, o fi chiar adevărat, chiar asta este realitatea? Și m-au impresionat foarte mult microhidrina pentru că am săpat în grădină și n-am făcut febră musculară. Energie foarte multă. Și pe data de 15 mai am fost invitat să merg la un seminar în Bulgaria. Era primul seminar organizat de Vladimir, așa, un fel de regional, zic așa, făcut. Și acolo am cunoscut pe Vladimir. Și am întrebat, Vladimir, în România sunt maestri? Nu sunt maestri în România. În România încă sunt consumatori. Nu avem încă lideri în România. România e la început. Și el mi-a schimbat plan de marketing. Când prima dată am auzit plan de marketing, era în sală o colegă de-a noastră care în spate acolo de la RAD, în doamnele astea paralele, și când am văzut că plătește până la linia 6 și bonus de infinit, și am spus, sigur, așa, asta e adevărat ce scrie aici, pentru mine a fost uimitor, pentru că mi-am amintit ce a spus Robert Kiyosaki. El spune așa, dacă vrei să faci un MLM, ține cont de 3 criterii. 1. Firma să aibă o vechime de cel puțin 5 ani. În primii 5 ani falimentează sau mai departe. Să aibă cel puțin 3 piețe dezvoltate, cel puțin 3 țări pe timp prezente, Coral deja corespundea. Și al treilea criteriu, care nu găsit în dincolo, ne eram, să fii plătit în adâncime cât mai multe nivele. Și noi am descoperit că există și infinit bonus aici. Wow! Așa ceva n-am mai auzit până atunci. Când am început să înțeleg planul de marketing, știți ce le-am spus la multe persoane când apare noul plan de marketing? Am spus așa. Coral plătește foarte bine pe cei care sunt la nivele mici. Dar pe lider nu plătește bine. Vă spun așa credeam. Am spus pentru că n-au program de mașină, n-au profit sharing, n-au alte stimulente. Și ne-am spus, dar ce mă impresionează la Coral este faptul că am stabilitate și de lună în lună din crește rulajul. E prima oară când îi creștea în continuu rulajul. Și atunci am zis că e ceva interesant aici, dar poate firma o să schimbe vreodată planul de marketing și pentru liter. Vă spun sincer, așa am gândit, așa am promovat. Când am auzit în iulie că se schimba planul de marketing, wow! Parcă a fost pe gând cu mine prima, adică așa am în sfârșit, am spus, dă și la lider un bonus mai mare, de care stimulează liderii. Și cum am făcut eu startul? Deci am înțeles că trebuie să fac, prima dată am făcut planul pentru maestru. Pe data de 15 mai am luat hotărârea. Am dat 225 de telefoane, am făcut 1000 de puncte în 2 săptămâni. Luna următoare am fost director de aur. Luna următoare director de smarandă. Luna următoare director de diamant. Luna următoare maestru. Asta a fost ritmul meu de lucru. Dar știți ce am făcut în timpul ăsta? Am livrat între 10 și 12 ore pe zi. Am rugat pe Vladimir să mă învețe cum să fac prezentările. Vladimir m-a învățat 2 săptămâni și apoi am început să merg singur. Sunt binecuvântat că am în echipa mea un maestru, cum a fost pe scenă, domnul profesor. El a făcut singur treaba mai departe. Adică n-a trebuit să investesc prea mult timp în el. Și în același timp este o binecuvântare să știu că atunci când am avut probleme de sănătate, chiar și în Coral, vă spun că încercam o problemă cu produsul la Coral. Uit că eu am o problemă de sănătate veche, și am avut o atâta energie încât am făcut un efort, am făcut la mușchi la pară și iar mi s-a spart vasul. Și
Și ala trebuie să stau. Dar ce s-a întâmplat? M-a recuperat foarte repede. Doctorul a rămas uimit cât de repede m-a recuperat după ce întreba sparga la mamă. Și trebuie să învăț să fiu atent acum cu bine, să nu fac eforturi exagerate, da? Dar mulțumesc pe pentru produsele care mi-a dat. Mulțumesc pentru echipa minunată pe care o am. Cei ce au spus pe scenă, ați văzut mult, că luați și premii și din echipa mea. A fost premiat director de aur. Mulțumesc, Vladimir, că ai fost extraordinar. M-a impresionat și staful companiei, că ne-am cunoscut pe cei din conducerea companiei, mai mici oameni din calitate sunt. Eu vă doresc succes și țineți minte un sfat. Eu aplic următorul principiu și spun la echipa mea. 1% este inspirație la mine și 99% transpirație. Succes, dragilor!